cu oficialul Dinamo Iuliu Mureșan. Bună seara, domnule Mureșan. Bună seara. Ce faceți? Cum sunteți? După impresie? Păi, după... supărat, să dați seama că, deși remiza a doua nu prea mai ținut de minge și... Dar totuși am fost echipa mai... A fost pozitivă, am atacat mai mult, am mai multe ocazii și am luat golul ăsta la sfârșit. Mi-aduce aminte de golurile lui Diaconu de la... Gaz Metan. Avem și un pic de ghinion, dar n-am ținut de minge deloc epizodul ăla și pe fondul ăsta, sigur că a venit acel șut care, în loc să facem 3 puncte, a făcut numai unul. Dar, totuși, echipa e schimbată în bine, a luptat mult mai mult, am atacat mai mult, n-am făcut greșeli așa în apare, că și ăsta a fost un șut din afară, mă rog, deci... Da. Să zicem, eu vreau să caut partea pozitivă. Vreau să vă întreb înainte de a vă întreba despre meci, vreau să vă întreb despre starea lui Răuță. Ce știți? Răuță a avut o stare febrilă, au spus medicii din salvare, au pus o perfuzie, au făcut EKG și la EKG, din fericire, nu au fost modificări. Deci au fost un EKG normal. Okay. Că la asta ne gândeam să nu fie ceva cardiac. Ok. Și s-a făcut și un test COVID în salvare care a fost negativ. Negativ. Dar el are o stare febrilă. Da, așa au spus medicii. Acum a fost dus și internat la Floreasca, la spitalul de lângă. Deci, practic, avea niște probleme respiratorii. Avea probleme respiratorii, da. Ah, ok. Nu știu, m-am gândit în prima fază, m-am gândit la inimă. Da. Să nu fiu o tulburare de rin și care pot să nu o surprinzi, adică după aia dacă trece, să nu mai apară și de aia trebuie monitorizat mai mult timp. Dar probabil dacă EKG a fost normal, e un semn foarte bun. Spuneați că a fost internat, iertați-mă, mi se pare că n-am reținut exact. Ați zis că da, fost... da, cred că l-au dus să-l interneze la Floreasca, aici, la spitalul de lângă. A, probabil pentru niște investigații suplimentare și să rămână sub observație. Da. Dar el și-a revenit, era bine. Era conștient, deci nu avea probleme. Okay. Deci s-a pus o perfuzie și a fost echilibrat și era ok, dar nu se știe exact cauza. Ok. Vreau să vă mai întreb... Cauza febrei. Da. Da. Vă întorc la meci. Vorbeam aici în emisiune cu Adrian Iencii despre modul că Rapidului... Vă salut. Rapidului, de fapt lui Mihai Iosif i-au ieșit schimbările lui Rednic, parcă nu prea. Ați avut senzația asta? Ați spus păi că... acum, da, am avut, dar dacă vă uitați la banca pe care am avut-o noi, o avem și care a avut-o Rapid, e o diferență cu Rapid. Deci, ce să zic, nu mă mir foarte tare, pentru că trebuie să vezi și pe cine ai pe bancă. Deci noi încă suferim la mai multe capitole și... Mai trebuie clar să întărim echipa, mai vin jucători. Mai vin și jucători. Să sperăm că mai vin încă doi jucători. Dar mai sigur că jucătorii care vin nu sunt pregătiți și le trebuie un timp de acomodare, de pregătire mai ales. Aș vrea să remarc că jocul lui Espinoza a fost destul de bun și chiar nu mă așteptam că e venit de o săptămână și ceva. Și nu știu cât s-a antrenat și pe unde înainte. Știți că jucătorii toți spun că s-au antrenat cu privator fizic. Da. Dacă nu faci cu echipa și n-ai meciuri și măcar amicale, e greu. A jucat bine. Și atacantul, cum vi s-a părut? Atacantul nu prea a arătat mare lucru. Da, dar el a venit de câteva zile, deci nu mă așteptam să arate foarte mare lucruri. Adică lucrurile sunt... Să zicem, normale. Da. Raționamentul din spatele netitularizării lui Filip, îl știți? Ați discutat cu Mitrăgin? Da, Filip la ultimele două, trei meciuri a avut probleme, o încărcătură așa, o musculară, niște contracturi și a decis să nu folosească titlul. Nu s-a antrenat primele două sau trei zile după ultima partidă, deci asta a fost cauza. Bun, cum iese totuși echipa din starea asta? Pentru că, ok, putea fi o victorie mare. Cu o victorie, dacă azi obțineam o victorie și a fost foarte aproape, avem și ghinion, zic eu, dar nu trebuie să dă vina pe ghinion. Era să se schimba mult atmosfera și moralul jucătorilor. Așa, sigur că plecăm de la meci supărat și cu un gust amar că am condus și am fost egalați în prelungiri.
Au existat niște discuții la pauză, erau câțiva fani dinamoviști care reclamau în comentarii că ar fi fost o fază ciudată în careul Rapidului la un corner să Săpunarul trage... Da, eu așa mi s-a părut că l-a tras pe, pe Spinoza și că a fost penalti, da? Aha, ok. Nu, eu sunt poate puțin subiectiv și enoasă, dar mi așa mi s-a părut și am văzut că și în comentariu și ce am văzut... Așa mi s-a părut că a fost tras. Deci eu zic că au fost circunstanțe de penalti clare. În rest, arbitrajul? În rest, ce să zic, bun. Bun. Dar a fost o fază importantă, care dacă, sigur că nu e sigur că dai agonici din penalti, dar putea fi un avantaj pentru noi. Am avut oricum ocazii să nu legăm de faza aia neapărat, am avut ocazii ca să dăm și al doilea gol, dar... Am ratat, din păcate. Ați simțit absența Peluzei? Înțeleg că Peluza nu... Da, da, am simțit, pentru că de la Rapid deși au zis că nu vin, au venit și au stat în altă parte mai mulți, dar de la noi nu au venit și contează foarte mult prezența Peluzei care te împinge. Eu în repriza a doua, mai ales când am cedat inițiativa, și n-am prea ținut de minge, ar fost foarte important susținerea Peluzei care putea să-i determine pe jucător să aibă o atitudine mai bună și să ține mai mult de minge și probabil că atunci era și altul de zvântul partidei. Da, vă mulțumesc mult. Fotbalul e pentru spectatori. Și fără spectatori nu e frumos. Și oricum, de săptămâna viitoare, fără spectatori se va juca o lumea. Da. Trebuie să ne obișnim și cu asta. Mulțumesc, vă mulțumesc mult, domnule. Vă mulțumesc și eu.